Marcea, un jucător emblematic și pentru echipa națională și pentru echipe de Liga 1. Astăzi antrenor la Unirea Slobozia. Cum a fost prima manșa barajului cu Comuna Reci? Păi, ținând cont că am pierdut cu 2-0, total împotriva noastră rezultatul, clar. Vom avea un meci retur extrem de dificil. Dar vă asigur că ne vom bate până în ultimul minut, până la ultima suflare. Acasă noi ne comportăm altfel și pe teren. Asta e o terloagă. Nu cer scuze că vă spun, dar este o terloagă. Aici, pe margine, dacă punea și două, trei rânduri de vie, era cred că mai bun. Dar felicit echipa adversă. Echipa adversă, ca și componență, da, atitudine, bătăioși, pe joc ne-au dominat. Comuna Reci are cel mai bun atac din Liga 2, cu golurile de astăzi ajunge la 49 de goluri. A fost un oarecare semnal de alarmă pentru pregătirea jocului de astăzi. Nu știam. Am pregătit foarte bine. Știam cum pot veni cu pericolul. Din păcate, câteva neatenții i-a adus în posibilitatea de a veni cu centrări, de a avea superioritate pe margine și să aducă mingile în careu. Asta e fotbalul, trebuie să luăm ca atare. Păcat că avem toate condițiile și le vom avea și din vară încolo, dar nu dezarmez. Adică închei cu faptul că pe cei de la Recea o să-i asigur că o să-i aștepte un iad, între ghilimele, în Slobozia. Ați preluat echipa într-un moment extrem de dificil pentru Unirea Slobozia și, să spunem, pentru cariera dumneavoastră, atât cea de antrenor cât și de cea de fotbalist, a fost un oarecare risc preluarea acestei echipe? Nu a fost niciun risc, ținând cont că eu sunt crescut în Slobozia și mi-am dorit să ajut echipa asta și o voi ajuta în continuare. Am luat într-o perioadă extrem de grea, am reușit să ajungem pe acest loc care ne oferă posibilitatea de a rămâne în Liga 2 și vom încerca să ne atingem obiectivul. Risc de ce? Asta e meseria noastră. Ca să nu petreceți o retrogradare în Sibiu. Nu e vorba de retrogradare. Eu dacă mă uit așa, ca o analiză, dacă mă uit ce am făcut din iarnă până acum, lucrurile au mers super ok. Dar, per total, suntem în situația care suntem. Nu e niciun risc. Adică nu sunt convins că nu mă afecta. Stați liniștiți. Lumea, dacă vrea să vadă calitatea unui antrenor, nu vede, nu se uită că a returnat o echipă, ci că a preluat un moment dificil și că a avut progrese cu ea. Ce urmează pentru Unirea Slobozia în cazul în care va rămâne în Liga 2 și ce urmează în cazul în care va retrograda? Nu știu, eu mă gândesc doar la meciul retur și ceea ce se va întâmpla după vom vedea. Nu vreau să mă gândesc și nici nu vreau. Vreau să-mi canalizez toate energiile pentru a remonta acest rezultat.